Aici este părinte. Da, dar abrogarea oricum nu are efect retroactiv. Nu am intrat în vigoare. Am înțeles, nu mă refer acum din nou la cele care spuneți dumneavoastră că au intrat în fondul activ pentru o scurtă perioadă. Da, cele patru, de aceea ordonanța 14 a intervenit. Nu, și care ar fi efectul juridic practic al dublei abrogării?